Cu cine am picat în play-off-ul Europa League? Eu sper că am avut un imens noroc. Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi, la începutul acestui episod, în primul rând mai face câteva transferuri și normal. Cine știe, poate ajungem să jucăm și în calificările Europa League. Și vedem mai întâi totuși cu cine am picat și care este treaba. Îi dăm mai în față, îi dăm mai în față și totuși vedem că s-au jucat și Supercupa, Real Madrid au câștigat evident. Vedem totuși aici diferențe, bă, nu prea ne interesează celelalte echipe, totuși Craiova, uite, dau și totuși aici ca să vedeți, poate cineva totuși e curios. Vedem că per total, la general, Universitatea Craiova a pierdut cu 3-1 și mai departe sunt aceste echipe. Și totuși, băieților, chestia mai importantă, vedem, o analizăm ușor, aștept puțin suspans. Vedem totuși că CFR Clujul a picat foarte ușor. Easy peasy. Rangers-ul la fel. Bă, cât de cât interesant. Torino cu Austria, vedem acolo o bătălie interesantă. Bă, Austria, deci echipa din Italia s-a dus. Nu fi picat, nu picăm noi acum cu Wolves. N-am picat cu Wolves, că clar Botoșani nu a avut nicio șansă. Mă gândesc că a fost un 6-0 la general. De totuși, pe următoarea pagină, vedem. Cine a picat noi și Universitatea Craiova. Și băieților, picăm, nu pot să cred, Shamrock. Doamne frate, nu pot să cred cu cine a picat în Europa League. A picat la fel ca cu Craiova. Bă, dar totuși Universitatea Craiova a picat cu cea mai bună echipă din Irlanda din Nord. Nu ai... Ce a făcut? Nu ai cu cine a picat? Nu ai picat frate cu Shamrock, care Shamrock echipa de pe locul 2 sau 3, adică... Bă, băieți, intrăm, adică poate nu știți din ce țară se află acea echipă, îi dăm frumos. Îi dăm și hop ajunge la Republic of Irlanda. Nu Irlanda de Nord, am greșit eu, greșeala mea, e doar Irlanda. Îi dăm o leacă pe aici. Bă, echipă de... Asta e echipă de astea. Echipă de jumătate, echipă de jumătate, echipă de... A, eu tot pic cu cine am picat noi, cu echipă de jumătate. Bă, n-ai cum, bă, deci am avut un noroc imens. Are și o să mai jucăm meciul din Europa. Și când vom juca, când o să fim la noi acasă, atâta. Dar rest îi dăm acolo o simulare, așa de... Bine, și băgăm, cred că, băi, frate, o să bag echipa de rezervi, vorbesc serios, ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Deci vedem că primul meci, uite, chiar... Nu, în primul meci băgăm titulare, că suntem băieți așa, totuși responsabil, că cine știe când poate întâmpla o surpriză. Dar în principal... Ar trebui un atacant și un apărător. Un atacant bun. Aș încerca să-mi dau o oferă aici, o sumă mare de bani, frate, pentru Drăguș. Drăgușule, o sumă mare, nu știu. Începem de la 2 milioane. Ce zici? 2 milioane și Brăteanu? A, păi de ce ne-ai zis așa? În niciun caz, frate. În niciun caz. 2 milioane de acum, dacă vrei, așa, așa, frate. Ce v-am zis? Ce v-am zis? 2000 IQ și un creier. 2000 IQ și un creier imens. Oșilor, ăsta nu joacă la echipa asta. Îi dau aici mai puțin. E totuși așa e frumos. Îi dau aici 1% într-un viitor transfer și aici o să fie bătaia mare de cap. N-aș vrea 15% într-un viitor transfer. Că... Accept așa. Drăguș. 2.150.000. Nu mă așteptam, dar nu mă supăr. Îi dăm boșilor ce vrei să fie la noi, probabil că o să vrea să fie crucial, avem totuși jucători mult mai multe, avem important, băi, e bine, pentru că totuși o să fie semn de bucuros că de fapt va fi crucial, probabil va juca fiecare meci, un contract pe 5 ani, bă, ar fi frumos, bun, de bun simț, fără clauză de rezilierie, elegant, iar salariul, tati, va fi pentru tine un salariu foarte mic, îți micșoră în salariu, un 5.000 cu 50.000. Mi se pare o sumă, nici nu vrea. Poate puteam să scot un 4.000 cu 40.000, dar nu aveam chef să risc, mai ales că am scos la suma asta de bani. Boșilor, avem din nou atacant, Pușcaș. Bă, pe Munteanu mă gândeam la Munteanu, că Munteanu era mai ieftin, dar totuși, sunt multe care are pe YouTube și nici nu vreau să am același transferul ca cui. Hai, totuși, Alibek, du-te. Dobre duti și mă mai gândesc aici la Benz, nu, apărător, bine că mi-a spus, bine că mi-a spus. Practic îl avem pe Denis Ciobotariu, care e decent ca KB, Toșca, care ar fi mișto să revenă în Liga 1, Dima și Daniliuc.
Dar mai important să vedem câți bani mai avem. Mai avem 2 milioane jumate. Să rămân și deci 2 milioane 200 dacă aș da. Bă, Toșca ar fi chiar foarte bun. Are și strânge acolo tot ce trebuie. Dima, nu cred că mi-intră în banii mei. Botariu nu și-a jucat pe ce Botariu. Cred că are stamina și strânge. Iar Danieliuc, chiar apărător cu potențial. Cred că s-a murit și potențial. Danieliuc, îmi pare rău, tati, dar mai bine aduc un Toșca. Un Toșca pe un milion decât să te aduc pe tine. Serios acum, adică ești lentus, tati. Hai, dacă tot aduce din prin Turcia, vorba aia, măcar să aduc și eu ceva bun. Un milion pentru Toșca. Ce ne zici, Toșca, ule? 1.200.000, nu mă așteptam. Predic din nou, 1.000.000 fix, că schitră. El micșorează din bani, asta așa îmi place mie, să micșorez omul din bani, de aia fac negocieri. 1.000.000 fix, ce spui de 1.000.000 meu fix? Nu vrea. Frate, accept atâta, sincer, 1.000.000 și ceva pe el, mi se pare o sumă numai bună. Și acum să rezolvăm și cu contractul și că probabil acesta va fi și ultimul nostru transfer. Îi dăm frumos. Hai. Important, are fața în joc. Ce mai, bă, apărător cu fața în joc. Mai vreți ceva? Un contract acolo pe, hai mă, pe un 3 ani totuși, băiat, acolo. 3 ani frumos, stai la noi, să îmbătrânești la noi în Liga 1, dar nu degeaba ești român. Același salariu basic de 5.000 cu 50.000, probabil că accepti. Mi se pare o idee foarte bună. Toșca, probabil ultimul nostru jucător care va fi aici. Eu că am scăzut adevărat că în Liga 1 noi trebuie să trăm de bani, noi trebuie să avem acolo foarte mulți bani. Dar uitați că avem cât de cât o echipă interesantă. Și acum probabil chestia care îmi pasă mie cel mai mult, haideți să stabilim și numerele de pe tricouri. Păi Toșca, de obicei el avea numărul 6, dar îi las lui numărul 6 că e luat. Am văzut că în Liga 1 din România el de obicei avea numărul 13, ce ar fi... Dacă vrea numărul 13, eu las. Totuși, Drăguș, la echipa actuală are numărul 11, la Naționala România, dar 21, are numărul 11. La Viitor a avut, odată, cred că mi se pare că a avut și numărul 11, deci rezultă că lui îi place numărul 11. Îl dau, cea mai mare plăcere, îs un băiat de treabă. Lui Cherchezo se da numărul 13, că dacă nu mă înșel pe asta, l-avea el la Chindia Târgovești, acum tot ce speri să nu mă înșel. Lui Brătianu vreau să dau numărul 8, că e tânărul nostru cu potențial acolo, toată treaba frumoasă, numărul 8. Chiar că nu sunt numerele potrivite pe poziții pe care... Ai, și cu toți că dăm 4, frate, rămâne numărul 4. Frumos. Vedem totuși aici o bază, 8-9 frumos jucători noștri, Mocanu în continuare hash potential to be specialul nostru. Se pare că Halilovic deocamdată nu are shockwave potential, va urma să aibă. Stăpânarul se retrage și mai sunt anumiți jucători care s-ar putea să mai retragă, e bun. Totuși avem mici probleme. Drăguș cu Mocanu clar voi fi cei doi atacanți, pe Mocanu va urma acum să-l pune și el la antrenamente ca să ne crească mai mult la shooting. Halilovic clar va fi camul nostru deocamdată, vedem totuși cum se va meci, ne avem totuși un meci mai ușor și vedem acolo cum, dacă e destul de bun să fie cam, că poate oricând să facă, să fie totuși o rezervă și să fie alt, să fie Brătianu aici cam. Halilovic totuși, la prima vedere, pare să aibă totuși statistici mai bune pentru un cam decât Brătianu, deci lăsăm așa deocamdată. Prefer aici să țin pe Brătianu, că chit că nu e așa rapid, 83 și aș preferat acolo 90, îl lăsăm să crească, foarte bine. Bățan la fel, 86, lăsăm pe el să crească. Aquah la fel, țigarul nostru. Tofan pe stânga mi se pare în continuare mai bun decât Titea, deci clar va rămâne el. Pe aici, aici avem probleme, pentru că îl prefer pe Toșca aici, ca călăbă, și aici totuși veniți întrebarea, Șerbănică sau Negroteiu? Opa, că avem probleme. Okay. Dacă nu mă înșel, francezul e o leacă mai înalt, păcat că nu arată aici înălțimea. Mici probleme, deocamdată lăsăm pe Blej de atacantul de rezervă. Pereira aici e mai rapiduț, deocamdată. Oricum, dacă sunt mai dus să ne fie obosit, schimbăm. Camul nostru o să fluctueze între Mărțan și Brătianu, cazul în care Halilovic va fi accidentat, deci prefer, aici o să fie o bandă și Petrilă, mai bine să fie Petrilă rezervă aici, consider eu. Marachez continuare aici, Site aici, Rbănic așa,
Clar, Șerbănic mai bun decât să pun Aruș, cam acestea vor fi rezervele și nu cred că o să mai vând pe nimeni, cam așa va fi echipa. Trebuie să cred totuși o echipă de rezerve, să vedem acolo va fi treaba. Am așa, avem boșuri și primul meci aici, primul meci în care băgăm echipa de rezerve, ne întoarcem la acea formulă, un 4-3-3 mai pe atrac. Din nou, îl punem mult mai jos pe Marachis, pentru că așa jucam și la început, pentru că el poate juca foarte bine doar CDM. Și vedem totuși aici că atacul e aproape la fel cu Petrilă, cu Blejdea, ca striker, cu Pereira, camul nostru Cherchez, Marachis în continuare aici, Cherbanic în sfârșit a făcut și el câbou ca să joace RB, binionului. Turda aici care va juca și el cu Săpunaru și cu Sitea, iar în poartă Croitorul, boșilor cam aceasta va fi echipa. Băgăm mai întâi pe ăștia ca joace și ei și ca jucătorul nostru să fie mult mai energici, mult mai cum trebuie și chiar, uitați, îi dăm așa frumos. Îi dăm o simulare cu această echipă și ca să vedem ce se întâmplă și câștigăm cu datorită lui Pereira și lui Șerbănică, altă viață, fraților. Și acum că dăm aici, echipa noastră chiar are stamina, eventual, uite, nici nu au antrenament, nici nu au nimica, deci au echipa cum trebuie, avem aici playoff-ul, am picat, bă, am avut un noroc la tragerea la sorți, nu pot să cred. Bunșor, să apropie așa acest meci, pe echipul din jumătate de stea, eventual la cum ai crescut, au doar o singură stea, noi avem echipa de titular, fiți cum trebuie. Bunșor, bă, din partea mea, uitați, 2 la 1, chiar avem și avantaj, Halilovic a ratat un penalti, că putea să dea hat-trick. Ghinionul lui, vedem că este chiar tare în formă la noi, bă, 2 la 1 de plasare. Avem primul nostru avantaj foarte frumos. Nu vrem să antrenăm absolut deloc o altă țară în afară din România. Băgăm boșilor foarte rapid și echipa de rezerve, mai ales că se pun armea pe acolo stânga jos că vrea să joace. Simulăm, nu mă interesează, 7-0 câștigat ei, nu-mi pasă. Ofertă pentru Marachis în Champions și bă, Marachis, îmi pare rău, nu mai pleci, gata, nu mai vreau să mai dau, mai cumpăr. Vă-ți mulțumesc cu echipa așa cum este la momentul actual. Uite totuși frumos dacă tot este playoff-ul, hai să vedem. Bă, Craiova doar 2 la 1 și ei la fel ca și noi, deci nu-i chiar ceva de plâns. Iar CFL Clujul 4 la 1 se distrează și ei. Nu doar deci se pare că toate echipele de prin Liga 2 au avut noroc la trage la sorți, nu doar noi. Așa este frumos și hai frate să-i dăm și noi cu prima echipă, să jucăm și noi o leacă, că na. Totuși și playoff. Bă, echipă de jumătate de stea, dar joc și-o puțin încet, iar dacă dau prea multe goluri prea rapid, opresc și eu. Halilovic acolo, jucătorul nostru, 4 goluri în ultimele 3 meciuri. Bă, Halilovic care e o la AC Milan, omul chiar n-are așa mare potențial în FIFA, nici la start nu cred că are, probabil are 79 și cum nu a jucat deloc, eu mi-a și scăzut. Dar vorba aia, frate, l-a dus la noi, îl luăm pe calea cea bună, jucător liber de contract, ăștia s-au îmbrăcat în MOV, de cine o... la noi acasă, boșor, 2 la 1 deplasare. Așa, așa ne jucăm cu ei, nici nu ne uităm, așa, hoapa. Hai, prima fază, continui să vorbesc în continuu, că sigur dau gol din prima lovitură. Halilovic aici, dacă reușește Halilovic o pasă bună, n-a reușit. Opa, aici o fază aproape și gol. Aș tăcut, n-am zis nică. Nici n-am spus portarul, că am crezut descurcă de Turșanu. 1-0. Dar la scorul ăsta tot noi ne calificăm mai departe, să știți. Că m-aș dea, să-mi dau ei mai multe goluri, că... Mă, Brătianu, frumos cartonaș galben pe o nimica fază, am înțeles. Brătianu, frumos, Brătianu, Brătianu. Cu șutul centrare, aproape, aproape, hai că merge faza. O centrare chiar foarte bună. Opa, cu cartonaș galben acolo. Am înțeles. Hai că ăștia și fira, trebuie să am grijă mare cu ei, că prea mult joacă, parcă strică. Acolo toți că aproape intră ca lumea, dar... Hai, Tofan. Am crezut măcar că... Opa, nu pot să cred, apără Tătărușanu, apără Tătărușanu, nu. Ce ocazie, domnilor și domnilor, și offside direct. Galbenul la faza aia la care, băi, îi rupea gâtul, frate, nu, chiar merita galben, hai să fim serioși. Opa, acolo francezul, mici probleme. Și cu fundul a scos acolo, fai, hai mă, Tătărușanu, băi, deja regret transferul, frate.
O fază la care nu o păr... Bă, deci, dacă mai gafează o singură dată, serios, că bat pe croitorul. De ce nu s-a dus după mingi la faza aia, tătărușanule? Opa, acolo toți ca greșeală și 2 la 0. Da, părăși tătărușanul are vreo ceva azi? Nu cred. Băi, eu sper că nu o să fiu scos de către echipa asta de jumătate de stea, dacă tot. Mățan, cred că am dat-o prea târziu. Am dat-o în offside, da, am dat-o în offside. Bă, gameș, bă, nu intru cu 2 la 0 la pauză. Nu-mi place. Fai foarte bine acolo, fai. Hai, Brătianu, ai prins-o bine. Dacă... Hai. Încă una, frumos, Mățane, acum momentul tău, Mățane. Frumos, bravo, Mățan. 2 la 1, e bun. Hai, mă, tot jumătatea, vorba aia. Ascolul ăsta... A, tot croatul reușit să marcheze, am înțeles. Cred că de-aia înscrie așa multe goluri, stă Camilogu. Halilovic, cu al treilea gol deja în Europa League, mă, băi, de azi de-aia hat-trick meciul trecut, dar nu nimic, se termină și prima repriză. O repriză în care m-am prostit și în care Tătărușanu nu a apărat absolut nimic. Nu știu de ce l-am mai luat pe Tătărușanu la echipă. Opa, acolo, băi. Tătărușanu o scapă, băi, de ce este așa slab Tătărușanu, frate? De ce trebuie să fii FIFA atât de realist? Aoleo. Ai o pasă bună. Pe ultima pasă bună, da. O să o bine. Hai acolo, bravo Toșca. Fără stres. A slăbuți băieții, mă, n-ai ce să faci. Acolo pas foarte bun la Brăteanu, Brăteanu, mai du-te odată Brăteanu. Hai și Halilu... Ai, Mocanu acum, mă gândeam chiar de gol la Halilovic. 2 la 2. Frumos. Hai, încă una ca să stau și-o liniștit și tac din gură. 4-3 la generală, dacă mai înscriu băieți un gol, tot ei se califică, dacă e 4 la 4, deci hai rapid încă una. Așa e frumos, că na, nu trebuie să mă complic eu cu echipe așa. Deci o pasă bună la Mățan. Da. Nu prea știe Mățan să alerge. Tu scap aici greșeală. Hai Tătărușanu, apără Tătărușanu, de când așteptam să zic și chestia asta, dar n-am putut până acum. Leu, hai să faci niște schimbări. Opa, opa, acolo Toșca, fă ceva Toșca și Tătărușanu apără din noroc, maxim. Bă, Toșca cam slăbuțel, deci hai ieși o leacă afară ca să intri ceva mai bun decât tine. Mai bine o schimbare așa ceva de genul ca să fii ceva mai în apărare. A, hai frate, schimbăm, așa frumos. Ca lumea în apărare, băgăm un LB nou, încă LB nou și un CDM nou. Prin partea aia chiar am avut probleme și totuși nu prea vreau gol chiar acum pe final, că nu-i frumos. Vedeți mă, altă treabă e. Șerbănic acolo, loșă împins frumos, se dedică mingea în sectir. O pasă foarte bună acolo pe Brătianu. Ah. Hai, fai. Aoleo, fai. Hai, hai că n-am chef de voi, hai că n-am chef de voi, foarte bine acolo. Hai că ai scos-o și tu dacă îi. Hai, l-avem aici pe Neuer, Neuer de România, foarte frumos. Momentul tău. Drăgușule, un șut, pasă, un șut centrare am vrut să zic și nu. Drăguș. Halilovic frumos la Mocanu. Mocanu îi dă șansa a doua lui Drăguș, dar prea rapid pasa. Prea tare pasa, pardon, și... Hai, unde-i fluierul, că nu-l aud. Gata, boșilor. Suntem frumos calificați. Un meci în care ne-am cam prostit, da. Bine că am trecut mai departe, ne luăm și în brațe frumos. 4 la 3 la general. Suntem calificați mai departe în grupul Europa League. Ce mai vreți altceva? Ce mai vreți altceva? Ne ținem de mână acolo frumos, Halilovic, bucuros, cu Francesco, tot, Dacă mai știi că am avut cât de cât mic ghinion cu echipa din jumătate de stea, poate nu ne încurcă o echipă mai bună, că acum avem șanse să plecăm și cu echipe din Bundesliga, din Premier League, din... Avem, bă, nu pot să cred. Nici un jucător român la națională. În sfârșit avem și noi un jucător convocat.
Este fai din Camerun, dar Tătărușanu nu, român de-a nostru nu. Aveam jucători buni care puteau să ducă la naționale, dar Slifai, avem meci acum cu Chindia Târgoviște. Bă, băgăm echipa mare, că na, de ce nu, 2-0, te mai dă un gol drăguș, încă un gol drăguș, Halilovic ratează nou din penalti, o să aleg altul mai bun. Florinel Coman, uite ce transfer mișto, la Fiorentina pe 17 milioane, bă, o lua Gigi Becali pe el de-a bani. Păi normal, Academica Clinci nu a făcut nimic, Argeșul nimic, CFR Clujul nimic, Târgoviște nimic, noi am mai făcut ceva pe acolo, am cumpărat de sub 6 milioane, dar am vândut de mai mult de 6 milioane, deci care avem bani de transferuri, dar am luat și jucători liberi de contract. Botoșanu nimic, Dinamo nimic, Hermastad nimic. L-au dat și ăștia pic de buț pe 2.200.000 de buț. Coman, frate, Coman pe 17 milioane, bă, ce rest, nada, nada, nada. Dăm frumos mai în față. Uite, Lazar, în sfârșit, a plecat Lazar. Uite, un alt transfer. Care au făcut șastră acum pe final un transfer. Câțiva bănuți. Gata, boșilor, și cu ultima oră. Ne uităm foarte rapid să vedem care au fost transferurile de top. Vedem că PSG-ul a luat pe Saul pe 100.000 de euro. Bă, interesant. Tule la Inter. Verratti la Atletico Madrid. Bă, un fel un schimb pe acolo. Adică PSG-ul să-l dea pe Verratti pe 93 de milioane și apoi să-l cumpere pe Saul. Bă, un transfer mișto. Lukaku la Real Madrid am văzut. Ali la... Uite, au mai luat un mijlocaș. Richarlison la Arsenal. Mai dăm... Uite, Koke din nou la PSG. Bă, dar ăștia cam au luat câțiva mijlocași. Upamecano la Dortmund, un transfer chiar mișto. Sabitzer la Leicester. Bă, interesant. De Vrij la Manchester United. Llorente, dar merge la Juventus. Ceva așa mai interesant. Diego Carlos, pardon, la Chelsea. Și mai dăm Fekir la Manchester United, op. Varam la Arsenal, ăsta ar fi realist. Martinez la Leicester. Nu știu ce să zic. Dolberg, vedem să ducem în Bundesliga. Și Vinicius, frate, de la Tottenham pleacă la Bayern. Bine că Vinicius normal a fost împrumutat la Tottenham. Vedem că pleacă la Bayern. Bă, cum l-o frat. În rest, Traore la Napoli. Opa, pe final vedem că pleacă și Alibek. O pleca și Alibek de la Astra. Fix în ultimele ore, nu mai știu pe ce, pardon, am dat pe microfon. Pe 2.200.000. Păi cam atât. Uite, vedem dacă mai ai făcut alte echipe vreo ceva. Găbus, nu. Altceva, nu. Gazu o cumpăra și ei pe cineva. Total nerealist. Sepsi o vândut pe cineva. În rest, absolut nimica nou. Bă, băieți, cam atât cu acest episod. O să fiu iar o leacă bulangiu și voi prefera să țin pentru episodul următor. Vom vedea în episodul următor ce va face FCSB-ul, că nu-l mai are pe Coman, deci clar va coborâ, Astra va coborâ, deci din nou, mai probabil la titlu, cred că o să ne batem noi cu Universitatea Craiova, pentru că Craiova nu prea au mai vândut de jucători, deci clară treaba. Neapărat, în episodul următor avem și debutul nostru ca antrenor în grupele Europa League. Bă, băieți, neapărat abonați-vă cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când pun clipurile mele cu FIFA. Un like, comentariu mă ajută enorm. Iar mâine la ora 12, clar, vedem cu cine am picat în Europa League și jucăm și primul nostru meci. Nu simulăm, nu mai simulăm în Europa, gata, jucăm, bușilor, jucăm. Numele meu este Diez. Vă salut!